Vasile Ioana, aș vrea să ne spuneți cum înțelegem isihasmul în actualitate și câteva vorbe despre despătimire și despre baza gândurilor ca premisă esențială a rugăciunii lui Isus. Domnule Sorin, eu sunt în seara asta aici pentru ca să spun oamenilor din fața noastră și dumneavoastră și celor care știți deja asta, dânsul a știut prima dată asta, că această carte, Muntele Tăcerii, este patericul contemporan al spiritualității ortodoxe. Și că în această carte se regăsesc taine dumnezeiești și întrebări la care unii oameni au așteptat o viață. Vă spun asta pentru că aș vrea ca fiecare dintre voi să aveți această carte în bibliotecă, pentru că alături de Sfânta Scriptură, care este Cuvântul lui Dumnezeu către oameni, Patericul, Filocalia, cărțile de trăire mistică, sunt răspunsul oamenilor la chemarea lui Dumnezeu. Deci se întâlnesc Dumnezeu și omul împreună în această experiență de emoție sfântă și de trăire, care naște răspuns la orice întrebare existențială. De aceea, încercând să vă răspund întrebării dumneavoastră, ar trebui să citim această carte cu creionul în mână sau cu pixul în mână, depinde fiecare dintre dumneavoastră ce e mai important pentru fiecare dintre dumneavoastră, și să luați aminte că vă va răspunde Părintele întrebărilor pe care vi le-ați pus și la care ați renunțat la un moment dat. Pentru că întâlnirea cu acest minunat Kyriacos Markides este întâlnirea fiecăruia dintre noi cu un părinte îmbunătățit. Dacă astăzi tu, Alice, Maria, Gheorghe, Vasile, te-ai întâlnit cu un pusnic, cu un sfânt, cu un om îmbunătățit, cu omul pe care îl admiri foarte mult și cu un om care știi că are răspunsul la toate întrebările, ce l-ai întrebat? Și aici este marele dar. Faptul că acest om a pus întrebări. E un mare dar. Să știi să pui întrebări. Desigur, cum s-a răspuns este fabulos. Astăzi, de exemplu, noi ne închinăm la idoli. Închinarea la idoli, noi credem că în istorie a avut loc în primele 3 secole creștine și că atunci au avut loc, erau niște idoli la care se închinau oamenii, ne amintim de Baal, din istorie și spunem, da, s-au închinat la idoli cei din antichitate, noi astăzi nu. Ei, vă dau o veste proastă. Noi ne închinăm la idol astăzi. Să vedeți cum. Și aici, în dialogul savuros, în dialogul viu, în dialogul puternic în har pe care Părintele l-a avut cu Kyriacos, își deschideau inimile. Aici este marea taină. Am întâlnit oameni sfinți în Muntele Athos și am văzut asta. Când îl întreb ceva pe un om sfânt, omul își deschide inima și revarsă către tine har. Iată ce spune în legătură cu închinarea la idol și cu... Știți că noi creștini ortodoxi suntem supranumiți pupători de moaște și icoane. În contemporanul acesta sălbatic. În mod fals, pentru că noi nu facem asta. Dacă ne-am închinat la o icoană, am fi cu adevărat închinători la idol. Nu? Noi ne închinăm Dumnezeului celui viu, fraților. Noi ne închinăm Domnului nostru Iisus Hristos, o venerăm, o supravenerăm pe Maria Preasfânta și îl slăvim pe Duhul Cel Sfânt care a pogorât în Sfinți. Dar Dumnezeului Celui Viu ne închinăm. Doamne ferește să ne închinăm la o icoană. Icoana este o fereastră spre cer, o concentrație de har. E nevoie, uitați, această metanie, un călugăr, un pustic, mi-a dat-o mie personal. După ce m-am întâlnit cu el, m-a luat în brațe și a spus, ce să-ți ofer eu ție? Uite, îți ofer metania mea, cu atâta dragoste mi-a spus. Îți dau metania mea să te rogi și să-ți amintești de mine. Credeți-mă că de câte ori văd această metanie tocită de rugăciune lui, mă gândesc la el și mi-e drag. Asta e dragostea. Asta e închinarea Dumnezeului celui viu, nu icoanei de sticlă sau de lemn sau de alt material. Doamne ferește, noi nu ne închinăm decât în Duh Dumnezeului celui adevărat. Și pentru că s-a atins, pentru că Markides s-a atins acest subiect, iată ce spune Părintele Maximus. Când venerăm orice altceva decât pe Dumnezeu, practicăm închinare la idoli. Atunci când absolutizăm, indiferent ce ideologie, bani sau chiar cunoștințe științifice, Practic ne angajăm în idolatrie. Semnificația celei de-a doua porunci este un avertisment împotriva acestui lucru. De câte ori nu absolutizăm noi? A, știu eu. În momentul ăla tu te închini părerii tale. De aceea nu este bine să absolutizăm. Doar Dumnezeu este absolut, fraților. Și iată ce spune mai departe. Ideologiile care au însuflețit istoria, cum ar fi naționalismul. O, numai noi românii ne mântuim. Păi tu crezi că degeaba a făcut Dumnezeu miliarde de oameni și numai noi ne mântuim? Doamne ferește! Comunismul. Poate să existe o societate fără Dumnezeu. Total greșit. Patriotismul. Doar patria. Nu e adevărat. Dumnezeu însuși absolut. Fundamentalismul religios. Vă aduceți aminte de cazuri grave în care unii creștini fetișizează anumite obiecte și, din păcate, se închină unor obiecte fără să înțeleagă faptul că Dumnezeu transcede materia. Capitalismul. Banul e totul. Cum adică? Dumnezeu e banul. N-ai bani, ești prost. Greșit. Nu absolutizăm acestea. Toate aceste realități devin forme de idolatrie. Mai întâi creăm acești idoli și apoi ne închinăm la ei. Creăm aceste realități arătând curând că noi înșine și că și noi înșine facem asta. Apoi internalizăm acești idoli care pun literalmente stăpânire pe inimile și mințile noastre. Și aici e problema. Orice pune stăpânire pe inima și mintea ta, în afară de Dumnezeu, poate să te ducă într-o zonă de fetișizare, de idolatrizare și de fapt de depărtare de la Dumnezeu. Pentru că, dragilor, tronul lui Dumnezeu în noi este mintea noastră. Și dacă mintea noastră este ocupată cu altceva, Dumnezeu ne iubește cu gelozie. Și atunci, noi punând altceva în locul lui Dumnezeu, pierdem noi. Este o pierdere uriașă a noastră. De aceea, Părintele identifică forme noi de idolatrie. Inclusiv, iată, naționalismul. Este o formă de idolatrie. Adică, și se întâmplă de multe ori, vorbim frumos despre noi românii și minunat, suntem minunați, dar nu suntem Dumnezeu pe pământ. Adică, e bine să avem o limită în toate și să nu absolutizăm nimic altceva decât pe Dumnezeu cel prea înalt, care este absolut. O altă temă foarte importantă în Muntele Tăcerii, pentru care v-am rugat să o cumpărați, este cum tratează Părintele Maximus dreptatea lui Dumnezeu. Știți cu toții că ne gândim că Dumnezeu, așa știam și noi când eram mici, dacă nu ești cu minte, te pedepsește Dumnezeu. Dacă faci prostii, te bate Dumnezeu. Mai mare prostie în educație nu există decât acest avertisment. Nu că Dumnezeu te-a creat din iubire, că te iubește, că te așteaptă și că te iartă. Nu, că El te pedepsește. Și noi toți am învățat din copilărie despre un Dumnezeu care nu este Dumnezeul nostru cel adevărat. Ci a fost doar o proiecție a fricii părintelui că nu ești cu minte. Și atunci l-a luat pe Dumnezeu ca instrument maxim puternic și dacă te bate Dumnezeu, atunci stai podolit. Și trebuia să taci din gură, să nu întrebi, și să nu comentezi. Asta era idealul părinților. Dom'le, să nu comentezi. Total greșit. Copilul trebuie să aibă dialog, să poarte dialog, să întrebe și să îi se răspundă, fraților. Și iată ce spune acest om minunat despre dreptatea lui Dumnezeu înțeleasă prost de către noi oameni. Să nu-L numim niciodată pe Dumnezeu drept. Pentru că Dumnezeu este bun, nu este drept. Cum Îl putem noi numi pe Dumnezeu drept? Din moment ce El ne cere că atunci când cineva ne jefuiește de bunurile noastre, noi să nu facem nimic. Și acel om, dacă vrea să-l conducem cu bunurile noastre, să o facem. Dacă cineva ne dă o palmă, să întoarcem și celălalt obraz. Când Hristos a fost în formă omenească și era pe cale să moară, nu s-a rugat pentru apostolii Lui, ci s-a rugat pentru cei care îl răstigneau. Nu le-a spus ucenicilor: stați să vedeți ce am să fac eu când am să înviu. Am să-i pedepsesc pe cei care m-au pălmuit. N-a spus asta Hristos. Avem atât de multe exemple. Martirul Ștefan, care înainte să moară, bătut și aproape omorât cu pietre, cu ultima suflare a vieții lui. Imaginați-vă o secundă ce înseamnă să mori bătut cu pietre, lovit cu pietre. O moarte înceată și cruntă, cumplită. El striga: Doamne, nu le socoti lor, celor care mă lovesc, păcatul acesta. Așadar, ce înseamnă toate acestea? Că dreptatea lui Dumnezeu nu este justiția despre care credem noi. Dreptatea lui Dumnezeu, a subliniat Părintele Maximus, lucrează pe căi misterioase, dincolo de puterea noastră de pătrundere. Și totuși întreabă domnul Markides, contrariat, până la urmă, ce este dreptatea lui Dumnezeu? Și răspunde Părintele: pentru Dumnezeu, adevărata dreptate este să ne ajute prin harul Lui să îndreptăm ceea ce s-a stricat în noi. Asta înseamnă dreptate, îndreptare înseamnă. Și ce este aceasta? Înstrăinarea de natura noastră divină, că ne-am înstrăinat de natura divină. Adevărata dreptate, deci, înseamnă să atingem teosis, reunificarea cu Dumnezeu, Cel care ne-a creat după chipul și asemănarea noastră. Scopul nostru este unirea noastră cu Creatorul. Adevărata noastră patrie și destinație finală este unirea cu Hristos. Am fost stricați, chiar în esența ființei noastre, ontologic vorbind, am fost stricați prin cădere. Deci care e dreptatea lui Dumnezeu? Să pedepsească pe cineva? Nici de cum. Ci Dumnezeu întinde mâinile sale iubitoare și așa cum l-a primit pe Fiul Risipitor, ne așteaptă pe fiecare și ne creează condiții de a ne întoarce, dar din voința noastră, și să nu credem vreodată că dacă punem la pomenic acolo că ți-a inundat vecinul de deasupra casa și că îl pui la pomenic să-i crape capul, să-i meargă rău, să moară vecinul, nu o să se întâmple asta, dragilor. Dreptatea lui Dumnezeu înseamnă copleșitoare iubire și o așteptare. Cu mâna la frunte stătea Tatăl, unde o fi acest fiu rătăcit, până când te întorci. Și, de fapt, dreptate înseamnă iubire și pentru noi e un îndemn din această carte extraordinară, dinamică prin răspunsuri și întrebări. Are o dinamică uimitoare. Vă spun ceva. Dacă o cumpărați în seara asta, mâine o să aveți probleme la serviciu, că o să vă treziți greu. Eu când am început să o citesc, stăteam până la 4 dimineața și spunea nevastă mea: băi, pune mâna și culcă-te, că mâine ai slujbă. Nu pot să mă las de ea, deci nu o să vă puteți lăsa de ea până nu terminați. Pentru că are o dinamică a dialogului fabuloasă. Și vă spun, răspunde multor din întrebările dumneavoastră personale. Dumnezeu să vă dea lumină în inimă, ca fiecare cuvânt pe care l-a auzit de la Părintele și de la acest minunat om, care nu numai că este curios, veți vedea pe final cât de la ce măsuri ajunge acest om minunat. Și pentru că avem pe Părintele Romano-Catolic aici și pentru că știți foarte bine din tradiție că a existat uneori în Muntele Athos o reticență față de lumea romano-catolică, vin astăzi cu o veste bună, frați părinți romano-catolici, dragii mei frați în Hristos. Am întâlnit un pusnic. De fapt, de ce suntem noi aici? Pentru că de curând am fost în Athos. Am întâlnit părinți ca Părintele Maximus și acolo în Athos am întâlnit un pusnic minunat, un român, Părintele Rafael, și noi între cei 12 oameni aveam un romano-catolic. Și îl am prezentat. Părinte Rafael, îl prezentăm pe Marius, care lucrează în Irlanda, la Dublin, este romano-catolic. Toți ceilalți și părinții ceilalți, atenți, să vedem reacția părintele. Și o să-i zic, o să-i dea anatema, o să-l cheme la botez, o să-l trimită în baptisteriu, o să-l ardă cu candela, ce o să-i facă? În momentul în care îl vede pe Marius, vine la el și îl îmbrățișează: dragul meu, iubitule! Am stat în pușcărie la Gherla și aveam în celulă cu mine doi părinți romano-catolici care își vomitau sânge din bolile de plămâni și care sufereau împreună cu mine. Sunt martiri. Sunt sus în cer. Te prețuiesc odată în plus că mi-ai adus aminte de colegii mei de celulă. Dumnezeu să fie cu tine. Și îi spune: știu că o iubești pe Maica Domnului. Și îi mai spune ceva: iubește-L pe Dumnezeu și harul Domnului va fi în tine. Asta a fost răspunsul unui pusnic ortodox către un romano-catolic. Și închei cuvântul meu printr-o altă mărturie. Papa, Sfântul Părinte, și-a cerut scuze față de toate rănile istoriei. Inchiziție, și-a cerut scuze musulmanilor pentru toate rănile istoriei și creștinilor ortodoxi pentru toate rănile istoriei. Nu intru în detalii. Pentru toate rănile istoriei. Acest minunat om, da, Kyriacos, vine cu această veste în Athos. Iată, Papa și-a cerut scuze. Ce ziceți? Și a avut parte de diferite reacții. Și e foarte interesantă o reacție. Papa ar trebui să renunțe la ideea că este infailibil, răspunde un călugăr puțin mai bățos. Vaticanul nu este centrul creștinătății. Iertați-mă, părinte. Să nu mă înțelegeți greșit. Nu îl iubim pe papă, dar centrul creștinătății este în inima fiecărui creștin. Aici a spus adevărul. Dar era destul de șocant faptul că acuzau oarecum papalitatea de infailibilitatea papală despre care știm foarte bine. Însă aceasta este o reacție. Altă reacție. Bătrânul Dionisie. E vorba de românul nostru. Dionisie, părintele Dionisie de la Colciu. Bătrânul Dionisie. Un pusnic român. O mărturie românească în această carte. Un pusnic român, aproape orb, în vârstă de 92 de ani, a reacționat diferit la știrea pe care i-am dat-o. Și când l-am vizitat în schitul lui, aflat la 2 ore departe de Vatopedu, pusnicul cu barbă lungă și înfățișare fragilă, când a auzit vestea că Sfântul Părinte și-a cerut scuze, a făcut semnul crucii, a ridicat brațele spre cer și a spus încântat că este cea mai bună veste pe care a primit-o în ultima vreme. Vedeți ce înseamnă, fraților? Cei care nu înțeleg aceste taine, uneori caută ceea ce ne desparte. Sfinții, pusnicii, oamenii lui Dumnezeu caută ceea ce ne apropie, fraților. N-avem energie să mai dăm și disputelor dintre noi. N-avem nici timpul, nici energia. Haideți să dăm energia luptei împotriva păcatului, împotriva patimilor, împotriva răului din noi și să ne luptăm împotriva noilor flageluri, și anume dezcreștinarea noastră, dezrădăcinarea noastră, lupta aceasta cumplită ca să fim trimiși spre acest consumerism îngrozitor care ne răcește inimile și să rămânem calzi prin rugăciune, prin experiențe duhovnicești și prin citit de cărți bune. Felicitări, Herald, pentru faptul că ați făcut acest gest atât de frumos, să descoperiți acest neopateric, acest pateric contemporan. Pentru că ce e un pateric? Este o relatare a unor experiențe duhovnicești. Noi, eu și enoriașii mei, din acest spațiu frumos al culturii, din acest templu al culturii, am venit aici să vă spunem că toate aceste cărți n-ar fi decât maculatură dacă n-ar fi trăite. Și noi citim în Duh aceste cărți. Și ne place să le citim în Duh. Și facem la biserica noastră conferințe, convorbiri duhovnicești și am să le spun credincioșilor mei că întâi o citim toți și apoi ne vedem să vorbim despre ea. Asta înseamnă să citești o carte în Duh și în adevăr. Vă recomand să o citiți, să o trăiți și să simțiți în inima voastră că fiecare cuvânt pe care îl găsiți aici vi se adresează vouă. Amin.